Am crezut că se mai liniștește și domnul Băsescu după ce se mută în casă nouă și-a luat cal de fibră de sticlă, urs de lemn, are câini, se plimbă, na. Ne gândeam și noi că s-a mai înseninat omul. Bineînțeles, ca de obicei în ce-l privește pe Traian Băsescu, ne-am înșelat. Ieșirea nervoasă a lui Băsescu a venit la doar o zi de la aducerea în țară a lui Mohamad Munaf. El îi numește ticăloși pe toți cei care îl acuză de implicare în răpirea jurnaliștilor în Irak și care spun că e teamă de mărturiile lui Munaf și Haysam. Fostul președinte spune că le va deschide procese tuturor celor care mai fac declarații mincinoase legate de el și răpirea jurnaliștilor și îl va da în judecată pe Cornel Vadim Tudor pentru denunți calumnios. Nu-mi spuneți, domnule Băsescu, iar vă luptați cu ticăloșii? Cu sistemul ticăloșit ați rezolvat-o, da, am văzut cum. Acum ați trecut la ticăloși? Adevărul e că îl prinde bine pe fostul președinte postura de pensionar procesoman. Parcă îl văd trăgând o plasă de aia de plastic după el plină cu acte și tăieturi din ziare. Oricum, când vezi că se târăsc prin tribunale unul ca Vadim cu unul ca Băsescu, te bucuri, ce să faci? Ar trebui să facem perec cu băieți de ăștia simpatici care să se bălăcărească în justiție. Măcar îi ținem ocupați. Dar e ceva foarte ciudat cu domnul Gabi Oprea, nu vi se pare? Și acum chiar nu mă refer la sprâncenele model pana corbului sau la părul vopsit, nu. Mă refer la faptul că nimeni nu-l vorbește de rău, dar nimeni. Mă rog, nimeni dintre cei care contează, noi nu contăm, noi ne hăhăim aici, suntem inofensivi, da. Ați auzit-o pe doamna Gorghiu zicând ceva de Oprea? Nu. Pe domnul Iohannis? Nu. Blaga nici atât. Kelemen și ceilalți udemeriști? Nu. De Ponta nici nu mai zic. Ponta nu iese din cuvântul generalului. Ați auzit de vreun dosar la DNA? L-ați văzut prin stenograme pe Oprea? Nu. Cât despre presă, ce să vă zic, arată cam așa. Wow! Deci Oprea l-a adus pe Munaf în țară? Ce tare e Găbiță Oprea, să-l votăm pe Oprea! Sau stați că mai avem, e plină presa de ode la adresa generalului în izmene. Wow! Deci Gabi Oprea l-a depășit pe Victor Ponta! Din nou, aplauze, ovații, limbi, ce tare e Oprea! Să-l votăm, să-l votăm! Asta zic, domnul Oprea nu prea are adversari în momentul ăsta. Și ce face omul politic când nu are adversari? Păi de cele mai multe ori o ia... Păi te duci, n-ai cum, te duci cu bidonul. Să vedem imagini. Sunt imagini din weekend de la școala de vară a tineretului uneperist. Dacă nici Oprea nu pare tânăr cu părul ăla negru, atunci cine? Acum serios, ce tânăr ar veni lângă Onțanu Iordănescu, Oprea, general fără victorii, general fără războaie, niște oameni născuți bătrâni. Dar să revenim la pozele acelea imense, cu Oprea în mărime nu naturală, ci supranaturală. Oprea cât casa poporului, Oprea cât catedrala mântuirii neamului, Oprea cât Ceaușescu pe stadionul 23 august. Gata, domnul Oprea, nu vă mai puteți abține? Gata, ați ars-o foarte modest și umil cu interesul național, iar acum iese adevăratul Găbiță, ăla care se iubește foarte mult pe el însuși?